Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Ați ascultat și o să mai ascultați România în direct, vă spun eu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit așadar la România în direct, care abia începe acum. O ediție în care vom dezbate împreună numele noului, cum să zic eu, n-a fost încă nominalizat, este propunere de nominalizare pentru prim-ministru și dacă zice președintele Klaus Iohannis hai să facă doamna Seville Shaideh guvernul, tot nu e prim-ministru, este tot propunere, după care parlamentul și așa mai departe, o întreagă procedură. Ați ascultat la știri, ați auzit doamna Seville Shaideh, are o carieră de funcționar în spate, e un fel de specialist, are 52 de ani, e de la Constanța, a lucrat aproape două decenii la Consiliul Județean Constanța, în strânsă legătură și colaborare și chiar prietenie cu Nicușor Constantinescu și n-a ajuns la DNA, ceea ce este o performanță în sine, după care a lucrat cu Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltării. Liviu Dragnea i-a și predat, de fapt, acesteia funcția de ministru al dezvoltării în momentul în care și-a dat demisia plecând din guvernul Ponta din cauza condamnării sale penale, în primă instanță. Dragnea și-a dat imediat demisia, cinste lui, cum ar zice Patriarhul Daniel. Nu știu cât de fericit va fi Patriarhul Daniel de această nominalizare, având în vedere faptul că doamna Shaideh este musulmancă. Bun, acum multă lume a fost surprinsă. Este până la urmă vorba de o doamnă blondă, chiar dacă nu e firea cum discutam noi ieri aici la această emisiune. Lumea zice că, doamne, să vezi că tot Dragnea o să conducă, s-ar putea să fie așa. Mie mi se pare că Liviu Dragnea dă de fapt un semn de slăbiciune în propriul partid în felul acesta, le arată că se teme de ei, dar până la urmă ce fac ei acolo în PSD e treaba lor. Pe noi ne interesează mai mult ce au de gând să facă cu țara, căci au conducerea ei în urma acestor alegeri. De aceea vă întreb pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă ar trebui ca președintele Klaus Iohannis să accepte sau să nu accepte această nominalizare. Din punct de vedere legal, să știți că nu are niciun motiv să nu o accepte. Faptul că primul ministru al României este un personaj puternic din punct de vedere politic, care după ce este nominalizat și votat de Parlament, are multă libertate în decizii, teoretic, pentru că el practic depinde de Parlament și de partidul aflat la guvernare, care îl poate dobori imediat printr-o moțiune de cenzură, creează până la urmă, nu, premisele unei treziri a unei personalități puternice în cazul în care doamna Shaideh n-ar avea-o. Adică, vedeți răutățile astea, că să vezi că o să conducă Dragnea, că e de fapt o telecomandă. Nu știu dacă ar trebui sau nu să ținem cont de ele. Dar de-aia avem o emisiune, ca să dezbatem. Haideți! 0372069599. Florin, bună ziua! Salut, Moise! Florin, sunt din județul Dragnea, din Telorman. Moise, de la Severin. Vă ascultăm! Deci există două variante, cum le văd eu. Prima, care o gândește, cred că, majoritatea oamenilor, așa, să fie un alt al lui Dragnea. Da. Și era de așteptat să fie așa. Poate e mult mai maleabilă decât a fost Ponta, când s-a urcat la cap contractele cu Ghiță. Ponta n-a fost niciodată un alt al lui Dragnea. Au colaborat, au lucrat împreună. Da, eu zic că o bună parte a timpului Dragnea a condus guvernul Ponta, ceea ce nu l-a făcut însă pe Ponta un alt al lui Dragnea, să știți. Dacă tu spui... Ponta e genul acela de puște obraznic care, știți cum, pune magiun în galoșii bunicului. Da, în fine, dacă tu spui, ești din punct de vedere al analist politic... Haideți să mergem mai departe cu analiza doamnei Seville Shaideh. Bun, fac o paranteză. Deci, stând de vorbă cu socrul meu, PSD-ist înfocat, așa, și de fiecare dată la masă avem dispute pe tema PSD-ului. Asta e pensionarii din Telorman, da? Era să fac o glumă nepotrivită acum, în fine. Vă ascultăm. Știi ce mi-a spus după ultima campanie? Hai să fac gluma tot. Nu faceți ședințe de spiritism că stați de vorbă cu socul dumneavoastră. PSD-ist din Telorman, nu? Bine, ok. Eu cu soția suntem de-o parte și el cu soacra mea de partea cealaltă. Negativa răului, putem să spunem. Așa. Așa, și după ultimele promisiuni făcute de Dragnea,
socrul meu mi-a spus care el oricum. I-a arătam, nu știu, o vorbă. I-a arăt degetul și spui că e nu știu ce. Și poate o credea. Mi-a spus că lui s-a făcut frică. De ce, măi, socrul meu, ți s-a făcut frică? Păi cât a putut să promită, dacă le face pe toate. M-ai înțeles? A, nu. Și sincer să vă spun, nu. Cum? N-am înțeles cum, adică i s-a făcut frică că dacă le face pe toate. S-a făcut, da, i s-a făcut frică dacă Dragnea îndeplinește toate promisiunile pe care ci le-a asumat în campania electorală. Doamne, eu v-am explicat aici la radio, nu e ceva imposibil de făcut. El a promis chestii în lei. Nu știu dacă înțelegeți diferența. Dar nu înțelege o devalorizare. Ok. Bun, deci ce ar trebui să facă Iohannis? Haideți că-ți pline liniile. Bine, Florin. Iohannis nu are încotro și va trebui să acție. Vă mulțumesc. 0372069599. Bună ziua, Adrian. Bună ziua. Vă ascultăm. Sunt din Iași și aș vrea să încep prin faptul că să vă spun că sunt total împotriva PSD-ului. Deci sunt total împotriva. Dom'le, nu facem aici o haiducie anti-PSD. România în direct este o emisiune pentru toată lumea. Eu pur și simplu vreau să fac introducerea asta. Așa. Ca să știți că unde ajung, de ce ajung. Așa. Dar cu toate că sunt împotriva lor, de data asta nu prea au ce să le fac. Ce să-i faci? Păi da, au câștigat alegerile, e normal, da. Așa. E normal. Normal să pui pe cine vrei. Și e normal ca președintele să accepte, pentru că pur și simplu nu are nimic împotriva femeii ăsteia. Și da, ce-i curios este că, deși au făcut un mare tam-tam toată campania și toți cei care i-au votat au mers pe chestia asta, că nu ne vindem țara, nu punem străini. Ascultați-mă puțin. Asta cu familia creștină, eu v-am mai atras atenția. PSD-ul a frizat în ea, a trecut așa, s-a adâncit puțin. Alții au fost cei care au... O fi frizat, nu o fi frizat. Dar propaganda și cei care au mușcat au mers cu ea ca standard. Dar stai, încă o dată, acum chiar ne ducem în bălării cu discuția. Doamna Șaidăh este român ca mine și ca dumneavoastră. Eu n-am absolut nimic împotriva acestei chestii. Lor, ca toți ceilalți care propaganda lor spunea că nu sunt români, cum nici Iohannis nu e român, deci am glumit mai devreme când am zis că Patriarhul Daniel s-ar putea să aibă o problemă. În mod sigur, nu o să aibă nimeni niciun fel de problemă pe partea asta religioasă. Doamna Șaidăh, încă o dată, a fost ministru al dezvoltării, pentru asta a depus jurământul la Cotroceni pe Coran și nu e nimic într-o țară civilizată, nu e nicio problemă legată de asta. Dumnezeule, Dobrogea este plină de musulmani, Bucureștiul este plin de musulmani, trăim cu toți în pace și prietenie. Nu cred că avem o astfel de dezbatere aici, zău. Cristian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Deci am 30 de ani și cred că domnul președinte nu trebuie să accepte această propunere. Nu știu exact ce portiția sau ce trebuie să facă, pentru că ce o reprezintă pe Sevil Șaide? PSD-ul și ALDE. Păi da, nu, ce o reprezintă? Ce a făcut ea la Constanța? Ca să putem să imediat să multiplicăm. Vă spun. Stați așa. S-a angajat la Consiliul Județean Constanța în 1993, a fost până în 2007 directorul Departamentului de Sisteme Informatice din cadrul instituției, este programator la bază. Între 2007 și 2012 a ocupat funcția de șef al Direcției Generale de Proiecte, a fost și coordonator al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, ocazie cu care l-a și cunoscut pe Liviu Dragnea și a colaborat cu acesta. Și cam așa. Nu e suficient? E un funcționar din această țară, ca orice funcționar sau ce, funcționarii n-au în geantă bastonul de prim-ministru? Domnul Moise Guran, deci țara noastră este o țară bogată, da, ești bogată, dar ne trebuie... Ne trebuie oameni foarte buni ca să ajungem, pentru că suntem mult în urmă. Dumneavoastră sugerați că n-ar avea viziune de dezvoltare, doamna Șaidăh? Păi ce a făcut în ce mi-a spus dumneavoastră acolo? Că nu, dar doar că a fost la primărie sau unde a fost și ce a făcut acolo? Păi iertați-mă, Emil Boc ce avea în afară de faptul că avea Băsescu o mare încredere că o să facă ce zice doamna Udă? Cred că era mai bun Emil Boc, dacă stăm să ne gândim. Bun, atunci avea, Victor Ponta a mărturisit el cu gurița lui că în 2010 a aflat ce ăla PIB, produs intern brut. În 2012 era prim-ministru. Dacă vreți, mai continuu pe tema asta. Nu, din punctul meu de vedere, deci nu trebuie să accepte, trebuie să mai caute PSD-ul alți oameni de acolo care au demonstrat ceva în PSD și care trebuie să, adică
ca premier al României, deci este foarte mult de muncă și avem nevoie de foarte multe ca să ajungem și noi o țară civilizată. Deci ne dorim. Deci nu cred că un om care a fost un simplu funcționar are viziunea să ne ducă pe noi unde într-o țară dezvoltată și europeană și tot ce ne dorim. Ok. E punctul noastră de vedere, e o discuție deschisă și vă mulțumesc pentru el. Aș vrea să vă reamintesc tuturor că potrivit Constituției României, președintele Klaus Iohannis nu este chemat să evalueze propunerea, calitatea viitorului prim-ministru. Așa cum înțeleg eu, dar vă rog să mă contraziceți dacă doriți acest lucru, președintele are rolul de a evalua dacă propunerea unui partid care a câștigat alegerile sau unei alianțe are șanse să obțină votul majorității. Jobul președintelui fiind acela de a asigura stabilitatea politică a țării. Ne mai merge centrala sau a crăpat? 0372069599. Bună ziua, Cristiana. Bună ziua, domnule Moise, din Timișoara vă sun. De data asta nu sunt de acord cu dumneavoastră. Consider că domnul președinte ar trebui să respingă propunerea PSD, deoarece este una imorală. Adică imorală? Că n-a zis da, nu a zis Liviu Dragnea cu gura lui Săroș l-a dat jos pe Ponta sau vin străinii Julien și Werner să ne ia țara. Tot oamenilor au emis astfel de judecăți care, din păcate, au prins la popor. Deci atunci faptul că doamna Saideh, care e româncă, născută în România, okay, e adevărat căsătorită cu un sirian, care și el lucrează însă la stat. Doamnă, să vă spun, uite, era un detaliu pe care nu l-am, dar l-am văzut pe Mediafax. Ca orice funcționar cinstit care a muncit o viață doamna, la stat, doamna Saideh are în conturi 100.000 de euro. Aș fi înțeles să aveți probleme cu asta, dar pe bune... Nu. Credeți-mă, n-am nicio problemă cu faptul că e de altă religie decât ortodoxă și eu sunt catolică, nu despre asta e vorba, ci despre atitudinea PSD aici. Și da, eu mă simt insultată după ce ai dat-o toată campania cu străinii vin peste noi să faci o asemenea propunere. Nimic cu doamna ca și funcționar public sau nu vorbim despre competențele ei. Cum spuneți, e la latitudinea altora să judece. Deci da, asta aveți o problemă cu Dragnea. Pentru că faci o propunere imorală, da. Mai degrabă modul în care el și-a făcut campanie poate fi numit imoral. Totul este imoral legat de PSD și de Dragnea, nu dezbatem chestia asta, dar a culminat cu o propunere care, hai să fim serioși, nu cred că va trece. Și cred că cum nu va trece de cine? De Parlament? Nu. Va trece. Va trece de Parlament, dar cred că este o capcană și într-un final tot domnia lui va fi prim-ministru. Adică nu mă vreți pe mine pentru că sunt penal cu ghilimelele de rigoare. Haideți că vă arăt că se poate. Chiar așa a zis. Chiar așa a zis. Aproximativ așa a zis în ceea ce spunea la Cotroceni după întâlnire. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. E clar că eu mi-am asumat programul PSD, a spus ceva mai exact, încerc să citesc din memorie, Liviu Dragnea, dar pentru că e legea aia nedreaptă, eu nu mă pot propune prim-ministru, așa că propunerea mea este doamna Sevil Shaideh. Cam asta a fost formularea pe care a făcut-o Liviu Dragnea. 0372069599, nu știu cine e pe linie, că mi s-a resetat. Sorin, bună ziua, mi se suflă. Bună ziua, Sorin. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua! Sorin din Cluj, ce vreau să vă spun? Nu aș putea spune că PSD-ul este simpatia mea cea mai mare din eșichierul politic. În schimb, tot ce pot să vă spun este că în legătură cu ăsta, cu Dragnea, în cel privește am un profund dispreț. Deci este un tip lipsit de absolut orice coloană vertebrală, de moralitate. Și tot ce face, face ticăloșit. E punctul nostru de vedere. Este punctul meu de vedere, da. V-am sunat să-mi spun punctul meu de vedere, nu altfel. Ok. Nu am nimic cu persoana pe care a numit-o Sevil Shaideh, ca să vedeți că am reținut și numele. Sper să nu trebuiască să-l rostesc prea mult de acum încolo. Nu am absolut nimic cu persoana și cu nimic ce este legat de... Iertați-mă, Sorin. Dumneavoastră spuneți, deci cuvintele dumneavoastră spun ceva, tonul spune altceva. Aici suntem foarte sinceri. Aș vrea să observ faptul că aveți oarecare ură în glas. Și nu știu dacă e potrivită. De Dragnea, da. Față de Dragnea, da. Nu știu dacă e potrivită. Vine Crăciunul, deci, domnule. Față de Dragnea, da. Aveți perfectă dreptate, față de Dragnea, da. Iar atitudinea lui nu este absolut deloc potrivită în ajun de Crăciun. Stați așa, haideți să mergem mai departe, că văd că sunteți foarte porniți. Credeți că e posibil,
schimbăm puțin dezbaterea. Credeți că e posibil ca Dragnea să fi făcut această propunere anticipând un refuz de la, sau forțând un refuz de la Klaus Iohannis? Cred că nu. Atunci, cred că nu. Credeți că e posibil ca Dragnea să se fi gândit la primul guvern PSD ca la un guvern de sacrificiu, care ar trebui să facă niște lucruri după care să se ducă în treaba lui lăsând loc unui guvern care eventual să culeagă popularitate? Cred că se gândește pur și simplu la un guvern pe care gestioneze, să-l conducă exact după bunul lui plac. Un guvern teleghidat. Exact. Și cu doamna Sevil are toate șansele să se întâmple treaba asta, ceea ce nu s-ar fi putut întâmpla cu alte nume, chiar și din PSD. Mă rog. Deci nu cred că se gândește ca la un guvern de sacrificiu, se gândește pur și simplu ca la un guvern pe care vrea să îl coordoneze exclusiv el. Și pe de altă parte, trebuie să vă spun că 100% de acord cu ce ați spus noastră mai înainte, că de dovadă de slăbiciune în propriul partid. Cu siguranță se teme de indivizi de gen Dâncu, Ioan Rus, George Maior. Dâncu nu e din PSD, nu mai e la PSD din ce știu. Okay, ce ar trebui să facă Iohannis, Sorin? Aș vrea să o respingă pe doamna Sevil Shaideh, dar mă tem că nu are argumente. Vă dați seama că dacă o respinge, suntem într-o criză politică. Deci mă tem că nu are argumente serioase să o facă, decât, mă rog, argumentul că femeia nu a demonstrat absolut nimic și că oricând ar fi putut fi eu în locul ei prim-ministru, fără niciun fel de problemă. Dar da, nu cred fiecare, era corect. Nu, fiecare cetățean al țării noastre, că de-aia suntem și noi republică, vorba aia, în sensul că nu suntem monarhie absolutistă, deși uneori știți că avem un anume soi de feudalism prin țara noastră, dar asta înseamnă că oricare dintre cetățenii României are acest potențial, pentru că are dreptul în sensul ăsta, de a deveni, de a ocupa o demnitate publică, fie ea și de prim-ministru sau de președinte. 0372069599. Bună ziua, Ioana! Bună! Ioana, bună. Sunt din București. Da. Eu cred că Iohannis va trebui să accepte această propunere. De ce rădem? Nu are, cred că așa ar trebui să fie. Mai mult, eu, în primul rând, nu sunt fan politic de niciun fel, nici de stânga, nici de dreapta. Fan politic, dar okay. Astăzi apreciez la Dragnea faptul că a avut curajul de a propune o femeie în această funcție, pe care, din fericire, am cunoscut-o la un moment dat și mi s-a părut o femeie foarte puternică, muncitoare și echilibrată. Deci voilà. Nu cred, din punctul meu de vedere, că va fi un pion al lui Dragnea. Nu va fi un pion al lui Dragnea, spuneți noastră? Nu cred. Ok. Nu cred. Deci, nu cred. Deci până la urmă, vă bucură această nominalizare dumneavoastră? Da, pentru că am cunoscut-o în un sistem politic, a fost o conjunctură și ca și structură umană mi s-a părut super ok. Okay. Eu din punctul ăsta de vedere discut. Și ca și background, până la urmă a evoluat fiind un minister. Deci nu înțeleg de ce lumea se spune că ce funcție are. Ok, până la urmă fiecare are șansa de a ajunge într-un anumit loc la un moment. Întrebarea e ce funcții te-ai fi așteptat să aibă un prim-ministru înainte de a deveni prim-ministru? Oricare. Oricare și cred că propunerea lui Dragnea a venit tocmai ca urmare a faptului că el a lucrat foarte mult cu ea și știe ce fel de... că este un om muncitor și hotărât. Okay. Altfel nu cred că ar fi făcut această propunere. Vă mulțumesc pentru telefon, Ioana. Vă amintesc, de fapt vă spun acum că am uitat eu să vă amintesc, că ne puteți vedea pe Facebook, în transmisie video, pe toate conturile noastre, de la Moise Guran până la Bizidei, Europa FM și așa mai departe, precum și pe site-urile Bizidei și Europa FM. Dacă nu ne-ați urmărit și vreți, puteți să vedeți după aia și înregistrarea. 0372069599 este numărul la care puteți suna pentru a intra în direct. Bună ziua, Ciprian! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am o problemă foarte mare cu declarația care a avut-o azi de Liviu Dragnea. Am zis că nu mă mai implic în politică, nu sunt implicat, dar am zis că nu vreau să mai pun suflet
mai ales după rezultatele ultimilor alegeri. Nu mai pun suflet, dar mă ard palmele, așa, nu știu ce am. Mai ales după rezultatul ultimilor alegeri, așa că spune am o problemă eu. Nu înțeleg pe Liviu Dragnea de ce el e foarte împotriva faptului că de ce oamenii care sunt găsiți vinovați nu au voie să conducă destinele țării. Mare atenție, aș vrea totuși să facem niște diferențe. Asta cu Dragnea prim-ministru, Antena 3 a umflat-o. Hai să fim sinceri și serioși. Dragnea a mistăcit-o. Nici nu mă uit de la Antena 3 și nici nu vreau să aud ceva despre ei, în fine. Deci Dragnea doar n-a negat, doar n-a zis, domnule, nu pot eu să fiu. A încurajat cumva, a trimis tot felul de PSD-și mărunți pe la talk show-uri care să zică, domnule, Dragnea, nu se poate altcineva, el este și e unicul. Dragnea n-a zis, o secundă, eu vreau să fiu. El nu e vinovat, nu e nimic, să revenim la dezbaterea de astăzi. Deja Dragnea devine secundar. Da. De ce el a primit cu suspendare din moment ce nu recunoaște fapta nici în momentul de astăzi și nici nu o regretă? Nu era un, nu știu, principala cauză de a primi o de suspendare? Ciprian? Sau Ionuț, că nu știu. Ciprian, așa, Ciprian. Ionuț urmează. M-am încurcat. Vin sărbătorile și la mine. Deci vă spun așa, în felul următor. Adevărata întrebare este de ce în alta curte de casație și justiție, după ce a pronunțat sentința, fie și cu suspendare, nu a interzis drepturile politice, așa cum se face în astfel de situații, mai ales fiind vorba de o fraudă electorală. Aia e adevărata întrebare. Pentru că a lăsat loc exact de astfel de ambiguități care sunt etice, sunt morale de bază, că a ajuns țara să se întrebe dacă poate fi condusă sau nu de un infractor condamnat care își spășește în acest moment. Exact. Hai pot să ne întoarcem. Un exemplu, poate nu e corect. Nu-i mă corect. Oprește pe mine în trafic și pot să-mi iau o amendă. Ciprian, dacă o recunosc, primesc avertizment. Ciprian, Sevil Shaideh. Da, aici, ca să închei cu Sevil Shaideh, domnul Iohannis ar trebui să o accepte. Vă mulțumesc. 03... Este decizia poporului. Este. 0372069599. Ionuț, bună ziua. Bună ziua, eu nu sunt de la Constanța, vă deranjez. Așa, poate o cunoașteți pe doamna Sevil Shaideh. Nu, din păcate, sau mă rog, din fericire, nu știu, nu aș putea să mă Sevil bănuiesc că este prenumele. Sevil Shaideh. Personal nu am auzit de doamna Shaideh până în momentul de față. Am auzit de Nicușor Constantinescu Mazăre și tot ceea ce s-a întâmplat în trecut la Constanța. Domeniul politic. Uh-huh. Ideea e altă. Eu constat cu stupoare din toate canalele de media, absolut toată țara, aproape toată țara, este surprinsă de faptul că PSD-ul a venit la guvernare în urma alegerilor și am ajuns să fim guvernați de Dragnea. Dintr-o dată personajul Dragnea a devenit foarte important. Nu, era și până acum important. Surpriza nu e legată de faptul că a câștigat PSD-ul alegerile, ci că a câștigat un scor atât de mare PSD-ul, fiind votat nu numai de electoratul său tradițional, ci de un electorat nou. Asta e, altă surpriză nu există. Nici Dragnea nu e o surpriză. Dragnea conduce partidul ăla de facto încă de pe vremea lui Ponta, să știți. Nu e o surpriză, dar am avut o surpriză vis-a-vis de faptul că a ieșit PSD-ul cu scorul care a ieșit. Asta da. Foarte mare. Ideea este în felul următor. Indiferent cine va veni pe fotoliu de prim-ministru, că e doamna Shaideh, că e indiferent cine, altcineva, tot Dragnea va fi în spate la butoane, ca să zic așa. Destul de posibil. Multă lume crede asta. Așa. Și de ce ar trebui să facă Iohannis în situația asta? Iohannis nu poate să facă nimic. Constituțional el nu poate să facă. Nu are cu ce să conteste numirea doamnei Shaideh. Poate să, teoretic, deci mergând pe drumul deschis de Traian Băsescu, vă aduc aminte, vă dați timp înapoi până în anul 2009. În anul 2009, Traian Băsescu a forțat într-o astfel de situație, când culmea Klaus Iohannis era nominalizarea partidelor care dețineau majoritatea atunci în Parlament, și l-a propus pe Negoiță. Deci dacă ar fi să o ia pe drumul lui Băsescu, Iohannis ar putea face asta. Există un precedent. Sigur, riscăm după aia o criză și mai profundă, de tipul suspendarea președintelui. E adevărat, dar din punct de vedere constituțional nu poate să facă nimic. Avem un președinte care nu are un nume de român 100%, îl cheamă Klaus Iohannis, primul ministru se va numi Sevil Shaideh,
Suntem cetățeni români cu toți, indiferent ce nume avem și de ce etnie suntem. Pe mine mă cheamă Moise. Din punct de... De asta ce ziceți? Mă cheamă Ionuș Ciolac. Ciolac este nume de turc. Ciolac în turc înseamnă olog, de exemplu. Așa. Guran, din punct de vedere Guran, moral... Cred că Guran punct... în românește vine de la gură. Da, e doar o speculație, nu știu sigur. Așa, hai să revenim. Din punct de vedere moral, Dragnea probabil a greșit aici sau a făcut o numire eronată. Dacă ar fi mers pe ideea pe care și-a făcut campanie vis-a-vis de partea de faptul că vin să ne conduc străinii, da, moral nu și-a continuat discursul până la capăt. Deci pe ideea asta nu trebuia nominerea... nici pe mine, nici pe dumneavoastră să ne nominalizeze. Trebuia să fie un Ghion Gheorghe Constantin. Nici dumneavoastră cred că nu ne-am fi dorit și nici eu, nici noastră probabil nu putem să îndeplinim funcția de prim-ministru. Ionuț, iertați-mă, deci eu nu înțeleg chestiunea asta. Doamne, iertați-mă, deci încă o dată Dragnea, din contră, dă dovadă, nu știu cum să vă spun eu, de deschidere foarte... Dumneavoastră trăiți acolo, la Constanța, cu turcii. Aveți prieteni turci, tătari? Am. Așa, și ne trăim într-o armonie perfectă. Păi și atunci, de ce vă gândiți așa? Cum, nu sunt români? Constanțenii nu sunt români? Dobrogenii nu sunt români? Eu nu fac referire la etnia din care ba da, face ați făcut parte, această doamna. De referire foarte clar. Că Dragnea ar trebui să meargă pe așa. Da. Bazându-mă strict pe discursul pe care l-a avut Dragnea în campania electorală. Că-l chemați Julien pe Cioloș, sau ce? Da, mă rog, el a zis că suntem conduși de străini. Ok. Suntem conduși de străini, asta nu înseamnă că o persoană de etnie, de oricare altă etnie în afară de cea de român, nu își poate îndeplini funcția de prim-ministru până la capăt. Dar discursul, din punct de vedere moral și etic, discursul trebuia dus până la capăt. Adică, Doamne ferește, Doamne, iertați-mă, hai, pe bune, suntem sănătoși? Iertați-mă, cum adică să fi mers mai departe Dragnea cu retorica aia de campanie sau cum o fi fost ea să vâneze străinii, să-i scoată de... Ca să evite orice alt subiect pe tema asta. Păi deschidea alt subiect. S-a făcut o eroare la un moment dat. Deci deschidea un alt subiect, unul de-a dreptul nazist. Dumneavoastră ați vrut ca Dragnea să-și mai scurteze mustața și să conducă ca un Hitler România după aceea? Că nu vă înțeleg pe cuvânt dacă vă înțeleg cu această retorică. Dom'le, vreau în continuare să o țină cu naționalismul ăsta defect la cap. Încă o dată... Nu trebuia să angajezi de naționalismul ăsta. Ok, asta e o altă discuție și eu sunt de acord dacă spuneți asta și întotdeauna... Dar încă o dată vreau să fiu bineînțeles, eu mă consider naționalist. Eu, Guran și cu prenumele Moise, care este de sorginte evreiască, fără ca eu să am însă o astfel de origine. Dar naționalism înseamnă una... Nazism înseamnă cu totul și cu totul altceva. Să zicem, Doamne ajută că țara noastră nu e într-o asemenea direcție, zic și eu. Bună ziua, Daniel! Bună! Vă ascultăm. Da, m-ai prezentat cu numele. Din Cluj. Da. Am aflat acum, uitam, navigam un pic pe net, am văzut știrea, ok, Sevil și Aidex, dat, măi, cine îi, ok, interesantă alegere, curioasă în primul rând. N-am reușit să fac o cercetare foarte extinsă asupra persoanei în discuție, dar câteva chestii mi se pără ciudate pe declarația de avere din 2013, mi se pare. Așa. Ea e trecută ca acționar la firma Roisar Internațional. Mi se pare că ai niște foi acolo în față, că mă uitam pe... Partea asta o am pe un calculator care să nu se blocheze. Ia, spuneți dumneavoastră ce ați descoperit. E pe Mediafax declarația de avere. Așa. Poate n-am înțeles foarte bine treaba aia. Era acționar la firma Roisar 50 de acțiuni în valoare de 100 de lei, nu? Așa. Cel puțin așa figura pe declarația aceea de avere. După aia nu știu dacă s-a schimbat datele în 2014. Mi se pare că ea a primit după aia niște dividende fiscale pe anul 2012. Potrivit declarației, vă citesc de pe Mediafax ce scrie, potrivit declarației de interese, ea este acționar la Coremar, cupon gratuit, adică și-a depus de la Marea Privatizare, și la SC Rosier Internațional SRL cu 50 de acțiuni în valoare de 100 de lei. Da. Și a primit dividende de 150 milioane? Da, pentru că acelea sunt părțile sociale. Te obligă legea să ai un capital minim înscris. Nu e ceva deosebit asta. Aha. În fine, cam asta era singura chestie ce mi se părea așa, nu știu, n-am... Ce ar trebui să facă Iohannis, dacă tot ați sunat? Părerea mea ar trebui să
fac niște demersuri posibile pentru a nu accepta această propunere. Așa. Dintr-un motiv naționalist, că vai, că o cheamă așa, că nu știu cum, că în cel mai bun caz, deci considerând istoricul ei, ok, are o carieră ca funcționar public, asta vreau să zic, nu e nimic spectacular în această persoană din ce și am văzut. Și ar trebui să fie ceva spectaculos? Lui. Adică... După Cioloș, n-aș accepta mai puțin decât spectacular. Deci, nu știu, părerea mea că Cioloș fiind de absolut deloc spectaculos. Acum depinde cum privim treaba, la ce normalitate raportăm treaba asta. Dacă raportăm la normalitatea... A fost spectaculos prin normalitate, ziceți dumneavoastră, Cioloș. Spectaculos nu e cuvântul bine ales atunci. Neverosimil e mai degrabă decât spectaculos. Asta cu spectaculos, nu știu, Dragnea la un moment dat a avut și o declarație tot astăzi la Cotroceni. A zis ceva de genul, dar ce vă așteptați, domnule, să facem guvern de vedete? Bătaie la Vedete TV. Bine, s-au tot făcut guverne în perioada asta pe la televizor. Cine n-are timp și le urmărește e problema domniei sale. Vasile, bună ziua! Bună ziua! Sunteți pe drumurile patriei, vă ascultăm. Pe autostrada Deva Sibiu, aproape de Cunța, unde a fost lucrarea. Ai, mergeți ușor să ne alunece. Așa. Bun. Unu, cu siguranță președintele va aprova, că nu are motive, sunt de acord cu cei care au spus chestia asta, motive formale. Da. Doi, foarte concentrat. Dacă doamna Saidec a fost bună pentru Constantinescu la Constanța 15 ani sau 20 de ani, trăind în toxicitatea aceea, este bună și pentru Dragnea? Stați, lucrează cu Dragnea din 2012. Este probabil cel mai de încredere om al lui Liviu Dragnea. Corect, absolut. Deci am zis, dacă a fost bună pentru Constantinescu, este bună pentru Dragnea. Trei, va accepta absolut orice propunere de ministru va primi pe masă, nu va zice nici, absolut nimic împotriva oricărui personaj posibil în guvernul acesta. Da. Ca atare va fi, nu va fi guvernul meu al lui Iohannis, va fi guvernul meu al lui Dragnea. E posibil și asta. Am închis povestea. Bun, deci Iohannis deci ar trebui să accepte. Niște posturi foarte importante în guvern vor fi plantați niște sevil și aideh mai mici. Ok, vă mulțumesc pentru telefon, că nu mai e nimic de comentat la ce a zis Vasile. Și drum bun în continuare. Cristi, bună ziua! Bună ziua, Maițăt! Vă ascultăm. Am să încerc să fiu foarte scurt. Da, Iohannis ar trebui să semneze și nu cred de fapt care de ales. Și doi, mie mi se pare că e o schimbare de drum, deși nu sunt deloc fan PSD. Cred că domnul Dragnea a luat-o foarte personal și că își dorește ca peste o jumătate de exercițiu electoral prezidențial să ajungă președinte. Adică? Ce vreți să spuneți? Adică chiar am nădejde că de data asta va mai face și PSD-ul ăsta ceva. Cred că nu degeaba s-a separat atât de tare de restul PSD-ului proaspăt, proaspătul, nu știu ce funcție va avea acum Dragnea. E președintele PSD de mai bine de o jumătate de an. Nu, mă gândesc acum că este, va deveni, după cât am înțeles, președintele Camerei Deputaților. Va ajunge foarte repede undeva. Da, dar asta nu e ceva, adică nu știu cum să... Dacă noi românii, în general, nu prea ne simțim foarte reprezentați de parlamentarii noștri, deși asta facem atunci când îi votăm. Deci faptul că Liviu Dragnea, care e condamnat și în executarea pedepsei, va deveni președintele Camerei Deputaților, nu ne afectează chiar așa tare. Hai să fim sinceri, să nu fim ipocriți. Cred, așa cum încercam să spun, că va încerca să miște ceva în direcția programului pe care l-a spus la televizor. Sunt foarte multe. Doamne, dă să-i și iasă. Sau ce să zic, Doamne, dă ca cei cu care se înconjoară de data asta să miște lucrurile mai spre bine. Doamne, dă să fim atenți. Cristi, îmi pare rău, s-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc tuturor. Îmi pare rău că timpul alocat a fost atât de scurt astăzi, la fel ca în fiecare zi în care discut cu dumneavoastră. Mai e o zi și mâine însă. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.